Vă salut! Aș vrea să vă prezint cum fac o debitare cu plasmă și pentru ca să fie mai eficient eu folosesc un spray antistropi foarte eficient. Obișnuia să se lipiască de diuză. Vreau să vă ajut cu acest lucru, dacă cumva depitați și dumneavoastră. Și dacă se înfundă, o deteriorează iremediabil. Este mult mai eficient așa. Haideți să vedem cum se comportă. S-a lipit un pic. M-am grăbit eu. Este o tablă de 3 mm grosime. A tăiat perfect. Să vedeți. Foarte frumos. Nu știu dacă reușesc să surprind. O tăietură netedă, impecabilă. Bineînțeles, acum un pic de zgură care cu unghia reușesc să o înlătur. Taie foarte bine și vă recomand tuturor, nu fac reclamă, nu vreau decât să vin în ajutorul dumneavoastră. Această tablă o folosim la cenușar 3 mm, din câte știți, așa se comportă. Foarte frumos. Acest aparat are nevoie și de masă, altfel nu taie. Am constatat de mai multe ori acest lucru. Mai avem de tăiat o bucată la 80, după care continuăm cu șasiul deja început. Haideți să vedeți. Avem nevoie de bucata aceasta.
Da? Exemplar, foarte frumos. Această zgură cade foarte ușor jos. Să vă arăt. Ați văzut? Doar ușor o ating și cade. Acum eu tai la acest amperaj, fără să mai modific, că e de 1, că e de 5. Eu la acest amperaj am setat-o. Aici merge foarte bine și își face treaba pe deplin. Acum vă iau cu mine aici înăuntru. Da? Aici este șasiul pentru această centrală. După cum vedeți, el este integral din tablă de 4 mm. Aici va veni cenușarul, bucata de 80 care am tăiat-o, pe ea va culisa. Noi așa îl sudăm. Da? Vedeți? Este 100 ori 100, aproximativ, sau chiar 130 ori 130. Este sudat și în acest fel îl sudăm și pe partea cealaltă, astfel încât sudurile să se intercaleze una cu cealaltă. Haideți să vă arăt cum. Da? Vedeți? La fel este sudat și pe partea verso, adică sudura este între cele două. Evident, am început cu vreo 3 cm mai repede. Aici este locul unde se va odihni grătarul de foc, unde va cădea cenușa. Da? Aici va veni pusă cărămida refractară cu cimentul refractar cu care deja v-am obișnuit. Această centrală va fi o centrală de mărime medie pentru un domn de la Deva. Cam așa a evoluat astăzi. O să vă prezint și cu ce o căptușim pe interior. Sper să mă ajungă mâine materialul. Deocamdată întârzie, nu știu motivele. Mi s-a spus că ajunge mâine, sper să fie așa. O să vă prezint pe parcurs cum evoluează și în ce fel a ales clientul meu ca să arate centrala lui. Vă mulțumesc tare frumos pentru răbdarea cu care m-ați urmărit. Vă salut cu bine și vă doresc tot binele și căldura din lume. Până data viitoare, numai bine!